femeie s-a trezit din comă după 2 ani și l-a identificat pe fratele ei ca fiind cel care a atacat-o, afirmă poliția. Conform Digi24.ro, Oanda Palmer, de 51 de ani, și-a acuzat fratele că a atacat-o în casa ei în iunie 2020. Poliția a spus că Palmer a fost atacată, înjunghiată și lăsată să moară, relatează CNN. La data respectivă, femeia a fost găsită de polițiști pe canapea în poziție verticală, cu grave cauzate de ceea ce părea a fi o secure. Șeriful din Jackson County a declarat pentru CNN că atunci când au sosit la fața locului, ofițerii au crezut că era moartă, dar și-au dat seama că avea semne vitale și a fost dusă la spital. Arma cu care a fost comis atacul nu a fost niciodată găsită. Un martor a spus că l-ar fi văzut pe fratele femeii Daniel pe a casei cu o zi înainte ca atacul să fie comis. Un martor a spus că l-ar fi văzut pe fratele femeii Daniel pe veranda casei cu o zi înainte ca atacul să fie comis, dar nu exista un înregistrări telefonice, filmări ale camerelor de supraveghere sau martori oculari din afara familiei care să-l indice pe acesta ca suspect, a mai spus șeriful. Poliția a investigat mai multe persoane, dar nu au fost formulate acuzații. În urmă cu câteva săptămâni, biroul și a primit un telefon de la spitalul în care se afla Palmer, fiind anunțat că aceasta putea să comunice cu autoritățile. Wanda Palmer a putut să răspundă doar la întrebări cu da sau nu, dar a oferit suficiente date pentru ca poliția să-l aresteze pe Daniel, a declarat Mellinger pentru CNN. Daniel Palmer, în vârstă de 55 de ani, a fost arestat vineri și acuzat de tentativă de omor. Wanda Palmer este acum coerentă, dar incapabilă să susțină conversații de lungă. A declarat șeriful din Jackson County pentru sursa citată, relatează digi24.ro.